În copilărie, Andreea Marin nu a primit nici măcar o palmă de la tatăl ei, indiferent câte năzdrăvănii a făcut. Acum Andreea procedează la fel și cu fetița ei, pe care încearcă să o educe fără corecții fizice. Și toate acestea pentru că vedeta luptă împotriva violenței domestice. Andreea Marin este o femeie care a trăit de toate la viața ei și vrea să-și împărtășească experiența acumulată cu alte mame care trec prin clipe dificile. Îmbrăcată într-o rochie albastră până la genunchi, cu părul prins într-o coadă, Andreea arăta impecabil încă de la primele ore ale zilei. Vedeta are o siluetă care ar face invidioasă pe orice tinerică de 18 ani. Nici nu ai spune că femeia din fața ta are un copil acasă. Implicată într-un proiect împotriva violenței domestice, Andreea își amintește cu zâmbetul pe buze cum o pedepsea tatăl ei în copilărie. Îmi amintesc că era de ajuns ca tata să mă privească într-un anume fel încât să-mi doresc să intru sub masă de rușine pentru ceea ce făcusem în neregulă. Așa că nu e nevoie de o palmă. Un părinte te poate face să simți efectul faptelor tale până la urmă dacă știe cum să te educe. Și pentru că a avut de unde învăța, vedeta nu aplică celebra zicală bătaia e ruptă din rai. Deocamdată n-am a mă plânge de nimic. E năstrușnică, așa cum e orice copil la vârsta ei. Nu a făcut mari trăznăi. Violeta te susține în campaniile tale? Știe ce faci tu? Unele îi sunt accesibile și le poate înțelege, altele nu. Cea mai recentă campanie în care se implică Andreea Marin este realizată cu fonduri europene și oferă servicii de sprijin pentru victimele violenței în familie și persoanelor cu dizabilități.